La Blaga sunt 6 tipuri de cunoaștere care încearcă să lumineze lumea sau să o facă mai bună. Autorul nu prea ia nicio atitudine, e prea impresionat de străinezi. Oamenii știu să aprecieze mâncărica, băuturica, o puștoaică bună în pat și eventual niște bani pe gratis, acolo e locul frumos. Niță e un coleg de-al meu, o fi avut vreo rudă de a scrie Sebastian de el. Iona, de Ion Barbu, este un poem filozofic și prezintă drama unui om singur pe plajă și a unei ciuperci venită de la Polul Nord, dar nu pot fi împreună, deoarece ei gândesc diferit. Unul e mai cu statut, alta e mai bogată. Imaginați-vă cât de greu le-a fost profesorilor examinatori să rămână serioși în timpul corecturii când s-au întâlnit cu asemenea perle. Ca în fiecare an, lucrările elevilor de liceu au fost pline de expresii care mai de care mai amuzante. Subiectele au fost de dificultate medie, spun profesorii de română, însă nici așa unii elevi nu au reușit să aștearnă pe foaia de examen o construcție corectă din punct de vedere gramatical, dar și coerentă. Gradul de dificultate a fost unul mediu, deci din punctul meu de vedere fiecare elev putea să abordeze toate cele trei subiecte și rezultatul să fie de minim 7. Cu un ochi au râs și cu altul au plâns, însă profesorii de română, după ce au tras linie, au urmat și concluzia. Elevii nu mai citesc, învață mecanic și au grave probleme în a înțelege ce li se cere. Poate din cauza emoțiilor, poate din cauza că elevii se grăbesc atunci când scriu sau poate că unii pur și simplu nu și-au dat seama ce au vrut să spună în acel moment, din cauza unei slabe pregătiri. Aș pune mai degrabă pe faptul că încă elevii sunt învățați să tocească și nu rețin din perspectiva logică. Pentru prima probă a examenului maturității, respectiv limba și literatura română, s-au înscris peste 2600 de absolvenți de liceu. Aproape 200 însă au decis să nu se prezinte. Din motive mai mult sau mai puțin obiective, au renunțat la ideea de BAC. Un elev din Balș, pe care cunoștințele nu l-ajutau însă să treacă de examenul maturității, a ales să copieze, lucru ce a asigurat excluderea din examen. Luni, în data de 25 iunie, trebuiau să se prezinte pentru a susține proba scrisă la limba și literatura română 2656 de candidați. Au fost prezenți doar 2469, 187 absenți și un eliminat pentru tentativă de fraudă la centrul de examen Colegiul Tehnic Balș. Dintre aceștia, 430 sunt din promoții anterioare. Unii elevi au vrut să impresioneze pe profesori cu abilitățile lor poetice. Așa au apărut versurile O vin odorul meu, eu te aștept să-ți dau fragi. Sau Cobor la mine, măi luceafăr, să te mai văd odată, iar astă seară eu te am. Eminescu a fost preferatul elevilor care au creat perle memorabile. Eminescu a murit de multe, dar ce e trist că nu a terminat Luceafărul, l-a lăsat cu 98 de strofe. Eminescu este ultimul romantic, dar a mai fost vreunul. A fost, cred că, singurul nebun care a reușit să scrie o poezioară de 100 de versuri. Nici Lucian Blaga nu a scăpat de penelul ascuțit al candidaților. Lucian Blaga s-a remarcat în literatură prin estetica grotescului. Așa cum Blaga accentuează prin hiperbola corola de minuni, omul e dator, firește, să cunoască și apoi să intre în combinații.